Ore la rând au discutat liderii coaliției soarta medicului Cătălin Cârstoiu. Surse politice spun că șefii celor două partide bat în retragere și caută un înlocuitor pe care să-l susțină lupta pentru primăria capitalei. În timp ce la guvern discuțiile erau întoi, tocmai candidatul Cârstoiu lipsea. Într-un interviu, acesta spunea că ar putea fi primul candidat retras înainte de a fi înscris. Sunt candidatul comasat, candidatul unic, candidatul momentan. Da, am un nume, mă numesc Cătălin Cârstoiu și spuneam că eu cred că intru în cartea recordurilor de-a dreptul, pentru că cred că sunt primul candidat retras înainte de a fi anunțat. Cred că sunt primul candidat retras înainte de a se înscrie. După săptămâni întregi de negocieri pentru stabilirea candidatului comun, planurile coaliției nu au ieșit exact cum ar fi vrut cele două partide. Cătălin Cârstoiu ar urma să fie retras din cursa pentru capitală. Încă de dimineață au început discuțiile de la guvern ale coaliției pentru a lua o decizie clară, dar tocmai de la această întâlnire a lipsit chiar medicul despre care se vorbea. PSD și PNL au încercat să ajungă din nou la un numitor comun. Dacă domnul Cârstoiu se va retrage, decizia sau strategia coaliției este de a înlocui cu un alt candidat cu șanse. Potrivit surselor, cele două partide dau înapoi în ceea ce privește susținerea lui Cătălin Cârstoiu, mai ales după ce în spațiul public s-a iscat un adevărat scandal legat de suspiciunile de incompatibilitate, conflictul de interese și averea nejustificată. În cazul activității sale de la clinica privată Anemona, în timp ce era și manager la Spitalul Universitar, Agenția Națională de Integritate a deschis o anchetă. Dacă PSD și PNL renunță la susținerea lui Cătălin Cârstoiu, ar fi mai multe variante de noi posibili candidați pe masa coaliției, fie liderii PSD și PNL din capitală, adică Gabriela Firea și Sebastian Burduja, fie Robert Negoiță, cel care s-a autopropus. Cert este că nici Firea, nici Burduja nu ar mai vrea să intre atât de târziu în cursă. O altă variantă ar fi Rareș Bogdan. E o situație grea, dar trebuie să ieșim astăzi cu o soluție finală. Dacă vrem să mai funcționeze coaliția, cred că e nevoie Gabriela să avem minte la noi și să venim cu candidatul unu. În conferința de presă organizată la cererea premierului Marcel Ciolacu, Cătălin Cârstoiu a spus că mandatul său este pe masa coaliției și a trimis înțepături alianței după ce a spus că s-a simțit cam singur în această precampanie. În ceea ce privește șansele sale de reușită, în toate sondajele de până acum, este pe locul 3 la mare distanță de principalii doi competitori, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. După o zi de negocieri și discuții, marea surpriză de la ședința coaliției PSD-PNL a fost apariția lui Cătălin Cârstoiu. Colega mea Diana Buzea se află la guvern și ne spune ultimele informații din coaliție. Diana, bine te-am găsit! Bună seara, Radu! Discuțiile au început la ora 10 dimineața la Palatul Victoria, iar acum, după 10 ore, liderii coaliției sunt tot aici și dezbat dacă să-l mai susțină sau nu pe Cătălin Cârstoiu în lupta pentru primăria capitalei. Deși inițial nu a fost chemat să asiste la aceste discuții care, culmea, chiar pe el îl vizau, în urmă cu aproximativ 2 ore, medicul Cătălin Cârstoiu a ajuns aici la Palatul Victoria, a intrat în sediul guvernului și se află acum la masa negocierilor. Ce știm însă sigur este faptul că se discută despre retragerea lui, mai ales că liderii coaliției dau semne că nu l-ar mai susține în această luptă politică. Însă discuțiile s-au blocat în momentul în care s-a căutat o variantă înlocuitoare. Dacă să mai meargă coaliția cu un candidat comun și care să fie acela. S-a discutat inclusiv despre Cristian Piedone, acesta ar fi susținut de PSD, însă liberalii s-au opus. S-a discutat și despre numele lui Rareș Bogdan, dar încă nu avem o variantă clară. Așa cum vă spuneam, de 10 ori sunt aici liderii coaliției și discută despre o posibilă retragere a lui Cătălin Cârstoiu, dar rămâne de văzut la ce concluzie vor ajunge după această întâlnire. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc, iar pentru a discuta despre această decizie extrem de importantă înainte de alegerile de la Primăria Capitalei, am invitat-o la News Time pe realizatoarea emisiunii 40 de întrebări, Denis Rifai. Denis, bună seara! Ați difuzat aseară un interviu care a reușit să facă cifre impresionante de audiență, ceea ce demonstrează clar un interes imens al oamenilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Aș vrea să te întreb și prin prisma experienței de ani cu clasa politică, cum l-ai perceput pe medicul Cătălin Cârstoiu, dincolo de ce a spus? Simțea că ar putea să fie sacrificat de cele două partide? Sunt mai multe întrebări. Pe toată durata emisiunii, medicul Cătălin Cârstoiu mi-a dat sentimentul că își dorește foarte mult să ajungă primarul general al Bucureștiului. Și cred că dacă ar fi fost realmente sprijinit de ambele partide, ar fi avut toate șansele să ajungă
în această poziție. E nevoie însă de foarte multă determinare la nivelul ambelor partide. E nevoie ca un candidat să fie anunțat din timp. E nevoie de o precampanie solidă. E nevoie de foarte multe lucruri atunci când ești serios și vrei ca un candidat al tău să câștige. În niciun moment nu am avut sentimentul că acest om, medicul Cătălin Cârstoiu, știa că avea să fie sacrificat și sunt sigură că nu ar fi intrat niciodată într-o astfel de competiție dacă nu i s-ar fi spus că îl susțin absolut necondiționat și că ambele partide se înrolează cu tot ce înseamnă dispozitiv și forță în spatele domniei sale. Și aș vrea să apelez din nou la experiența ta și să decriptăm un pic cheia alegerilor din capitală, posibilă retragerea acestui candidat chiar în ziua când trebuia să fie înscris la biroul electoral central. Se va transforma oare într-o vulnerabilitate atât de mare încât să îmbolnăvească alianța PSD-PNL? E clar, un prim gând pe care îl am ar fi că am putea vedea o retragere de la guvernarea PNL. PNL a spus în nenumărate rânduri că nu îl vor susține pe Cristian Popescu Piedone, apropo de un candidat care, pentru care PSD, de exemplu, a vorbit în mai multe rânduri pe surse că ar fi reprezentativ pentru ei ca partid. Deci o primă variantă clară ar putea fi ca PNL să iasă de la guvernare. Doi, este foarte, foarte târziu și foarte, foarte ciudat pentru aceste două cele mai mari partide din România să nu câștige capitala. Vorbim de perla acestor alegeri, care este cu siguranță municipiul București și primăria acestui oraș. Va fi un semnal foarte ciudat în teritoriu și la final de alegeri, deci pe 10 iunie, când vom vedea clar că nu candidatul PNL-PSD va câștiga, va fi foarte complicat pentru conducerile ambelor partide să mai rămână pe poziții, deci ar trebui să vedem o retragere din funcții pentru cei doi președinți de partid, pentru că va fi practic o mare înfrângere, o mare eșec al acestei alianțe. Și e foarte interesant cheia în care se vor așeza lucrurile în perioada următoare, dacă se va găsi un alt candidat deja înscris, pentru care ambele partide vor veni cu sprijin și atunci acela va câștiga și va fi, să spunem, un alt fel de deznodământ. Cert este că astăzi când vorbim PNL, o parte din PNL sprijină clar candidatura lui Nicu Șordan și tabere mari, masive din PSD își aduc sprijinul pentru și în spatele lui Cristian Popescu Piedone. Este un meci care abia astăzi a început și care poate arunca în aer clar această alianță PSD-PNL. Care oricum se zguduie. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații, Denis Rifai. Că România este împărțită între ploi, ninsori și fenomene meteo extreme. În zonele montane, iarna s-a instalat din nou. A nins abundent la altitudini mari și s-a depus un strat consistent de omăt. Acolo unde nu au căzut fulgi de nea, a plouat. Iar pe un drum din Dolj a fost filmată o tornadă. La altitudini mari a nins abundent, la fel ca în plină iarnă. Încă de aseară, drumarii au acționat cu mai multe utilaje de dezăpezire pe Transalpina și au împrăștiat material antiderapant. Stratul de zăpadă depus măsoară aproximativ 20 de centimetri și în județul Vâlcea iarna și-a reintrat în drepturi. Pe sectorul de drum, cuprins între Voineasa și Vidra, asfaltul a fost acoperit din plin de zăpadă, astfel că drumarii au acționat toată dimineața cu sărărițele. Și pe platoul Bucegii, stratul de zăpadă s-a îngroșat semnificativ. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să nu se aventureze pe traseele de munte și să nu încerce să schieze, pentru că pârtiile nu sunt amenajate. În acest moment, zăpada de la cota 2000 este bună doar pentru o partidă de bulgăreală. Turiștii trebuie să știe că în continuare domeniul schiabil este închis. Deși sunt 15-20 de centimetri de zăpadă, nu este strat suficient pentru ca oamenii să poată să practice sporturile de iarnă. Turiștii care au ajuns la Sinaia au urcat în vârful muntelui ca să se bucure de zăpada proaspătă de aprilie. Deni și Gabriel, doi români care locuiesc în Spania, și-au făcut curaj să stea în frig câteva zeci de minute. Vă văd mai bine îmbrăcată, sincer. Un pic mai bine. Am împrumutat hainele de la cumnata mea, că altfel aș fi tremurat de frig, pentru că în Spania este cald. N-aveați în bagaje haine de iarnă? Nu. Eu n-am mai fost niciodată, este prima oară și superb.
Știam că o să fie zăpadă. Uh-huh. Că nu e pentru prima oară care urcă aici sus și știam că e zăpadă. Cum este aici în vârf de munte? E super, 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 super. E impresionant. Frumos. Foarte frumos. Nu vă e frig? Nu. Nu. Suntem învățați. Deși nu erau echipații de iarnă, și acești turiști din Israel au înfruntat zăpada și frigul de la cota 2000. The kid is crazy of snow. And we want to see the snow and to feel it. Because in Israel it's not snowing. It's very hot in Israel, so it's a very strange, very 30 degrees right now. Now minus 1 degrees. Yes. It's a great change. Are you cold? How do you feel? No, it's okay. No, it's not cold. If we don't have to suffer it for a long time. It's fine. În zonele mai joase a plouat abundent, iar unde nu au fost precipitații s-au înregistrat fenomene extreme. Pe un câmp din apropierea Craiovei s-a format o tornadă, iar un martor a filmat fuierul care se afla la o mică distanță de oameni. Specialiștii spun că astfel de fenomene pot deveni frecvente în această perioadă. După carnea de miel, a explodat și prețul cozonacilor în prag de sărbători. 100 de lei a ajuns să coste unul modest, în vreme ce un cozonac mai sofisticat costă, atenție, și 500 de lei, mai scump decât gramul de aur. Mulți strâmbă din nas când văd realitatea de la raft, dar sunt destui care nu renunță la tradiție, oricât i-ar costa. Wow! 490 de lei. Un cozonac. Cozonacul care ția ochii la raft are 4 kg, însă multora prețul le face inima să stea în loc. Păi ne ferește, nu, n-aș da banii ăștia. Sunt foarte scump. Scump pe rău de tot. Ne limităm, luăm o bucățică mică. De atâția bani, câți cozonaci faceți dumneavoastră? Vai de mine, dar nici nu vreau să mă gândesc acum să peste 10, nu? 10 poate și mai bine, ce vorbesc? Am ajuns să trăim vremuri în care nici câinii nu mai umblă cu colaci în coadă și nici cozonaci pentru toate buzunarele nu mai găsim la raft. Cu 70-100 de lei se vând, cel puțin în capitală. Multă lume nu se îndură să dea atâția bani. Eu, de exemplu, aleg să fac asta acasă. Deci renunțăm la cozonacii? Clar, 100%. Dar există și românii care nici acasă nu mai fac cozonaci, căci și ingredientele sunt scumpe. Dumneavoastră anul ăsta mai puneți cozonacul pe masă? Nu. Nu. Nu mai avem nevoie să mâncăm nimic dacă se poate crede asta. Totuși, pentru cei care nu pot trăi sărbătorile fără dulcele tradițional, ofertele sunt din belșug. Avem și celebrul deja cozonac glazurat cu ciocolată și alune și inserție de ciocolată. Aici avem o inserție de ciocolată, l-am făcut de 2 ore, cred. Are o glazură de ciocolată cu alune și prețul lui este 150 de lei. Iar cei care caută un gust mai exotic trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Surpriza este poate colaborarea cu un celebru brand de fashion pentru această gamă, care vine în acest ambalaj foarte frumos. Pornim de la 125 de lei, cea mai mică variantă, varianta mini. Aceasta este acoperită cu fistic și conține citrice, mandarine, mai exact, la interior. Prețurile pentru un astfel de produs pleacă de la 295 de lei pentru cozonacul de 750 de grame și ajunge până la aproape 400 de lei pentru produsul de 1 kg. Vești excelente de la turneul internațional avansat de informatică. Elevii români au obținut 40 de medalii, dintre care 12 de aur. Concursul desfășurat în Bulgaria a adus la start 478 de elevi din 16 țări, iar România a avut reprezentanți atât în turneul seniorilor, cât și în cel destinat juniorilor. Rezultatele obținute sunt de excepție, iar din cele 40 de medalii câștigate, 12 au fost din cel mai strălucitor metal. Dintre liceele de stat, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București a cucerit cele mai multe distincții, 13 la număr. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi variabil cu norări spre sfârșitul intervalului în regiunile sudice, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în sudul Banatului și în zona înaltă a Carpaților meridionali, cu rafale de peste 65-70 de km pe oră, dar local și cu viteze mai mici și în Oltenia și vestul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 10 grade, cu cele mai mici valori în depresiuni. Izolat se va forma ceață, iar cu precădere nord-vestul și centrul țării pe spații mici se va produce brumă. Mâine
nebulozitatea se va extinde treptat dinspre regiunile sudice și va ploua sub formă de aversă în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în majoritatea zonelor, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în sudul Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 21 de grade. Dimineața izolat va fi ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înnorat și va ploua pe arii extinse. Se vor înregistra 12 grade la Târgoviște și 15 grade la Călăraș. În Transilvania ne așteaptă o zi închisă, vântul va sufla slab până la moderat, iar valorile termice vor atinge 14 grade la Brașov și 18 grade la Alba Iulia. În Moldova cerul va prezenta înnorări accentuate, se vor înregistra 14 grade la Piatra Neamț și 18 grade la Iași. În vestul țării vremea va fi închisă, dar ploi se anunță doar izolat, temperaturile în regiune vor atinge 20 de grade la Baia Mare și 13 grade la Reșița. În Oltenia, aria ploilor cuprinde întreaga regiune, vântul va avea intensificări mai ales pe timpul ploilor, iar termometrele vor indica 14 grade la Craiova, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi mai mult noros și local va ploua, vântul va sufla slab până la moderat. Se vor înregistra 14 grade în Medgidia, la fel și în Tulcea. În capitală, vremea a fost închisă și a plouat slab, mai ales sub formă de aversă, iar vântul a avut intensificări temporare. Temperatura maximă a fost în jurul valorii de 15 grade. La noapte, cerul va fi noros, va ploua moderat și se vor acumula cantități de apă în jurul la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu unele intensificări. Temperatura minimă va fi de 7 grade. Mâine, temperaturile vor fi în creștere, cerul va fi mai mult înnorat și se vor înregistra 23 de grade. La munte, cerul va fi mai mult înnorat și va ploua, iar la altitudini de peste 1500 de metri se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în Carpații Meridionali, unde rafalele vor depăși 70 de km pe oră. Vor fi 6 grade la Semenic și 5 grade la Sinaia. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.